S-a făcut o săptămână de când muncitorii fabricii de vagoane din Caracal sunt în grevă, nemulțumiți de diferența de salarii dintre ei și colegii lor din alte subsidiare ale firmei. Peste 400 de angajați s-au strâns în fața sediului societății. Protestatarii sunt nemulțumiți că la punctul de lucru din Caracal al fabricii salariile sunt mai mici și cu 1000 de lei față de ce încasează colegilor de la Arad. Oamenii cer renegocierea salariului conform contractului colectiv de muncă și creșterea veniturilor cu 500 de lei pentru fiecare angajat. Muncitorii amenință că nu se vor întoarce la lucru până când nu primesc asigurări că le vor fi majorate salariile. Totodată, oamenilor nu le sunt respectate drepturile. Există o singură toaletă în toată fabrica, iar muncitorii își aduc de acasă echipamentele.